Protestele trec granițele țării. Au fost manifestații aseară și la Londra. Peste 150 de români s-au strâns în fața ambasadei române din capitala britanică și au scandat lozinci împotriva guvernului și a președintelui României. Și este doar începutul. Alte proteste sunt anunțate în zilele următoare la Roma, Strasburg și Montreal. Reușim să ni se facă auzită vocea, pentru că sunt foarte mândră și bucuroasă că românii au ieșit în stradă să spună în sfârșit și să nu mai fie doar pe internet sau așa. Jos comuniștii! De la studenți la oameni care muncesc în Marea Britanie și chiar pensionari, românii și-au strigat nemulțumirile, ale lor și ale familiilor rămase în țară. S-au declarat nemulțumiți de politica actualei puteri și de modul în care aceasta afectează familiile din România, de care s-au despărțit pentru o viață mai bună. Românii sunt solidari, nu și-au uitat rădăcinile, chiar dacă sunt plecați unii dintre noi de foarte mulți ani. Dorim să ne arătăm solidaritatea față de cei din țară care protestează în mod pașnic. Pașnici au fost și ei, dar mesajele lor au răsunat cu putere. Rog toți românii care se simt români să iasă în stradă ca să terminăm odată cu dictatura. Deci în 90 nu s-a terminat, s-a terminat acum dacă nu. La 79 de ani, decana de vârstă a protestului, Viorica Munteanu, a străbătut 170 de kilometri doar pentru a lua parte la manifestația de la Londra. Românca venise în vizită la rudele sale dintr-un orășel englez. Doresc ca să plece actualul guvern, să plece Băsescu, să se facă alegeri anticipate, nu comasate. Organizatorii protestului promit o nouă manifestație duminică în același loc și nu vor avea probleme. Poliția londoneză a lăudat modul civilizat în care s-a desfășurat protestul românilor. Dar manifestații vor fi și în Franța. Studenții români vor ieși sâmbătă pe străzile din Strasburg. La fel vor face și cetățenii români din Roma, care se vor aduna duminică în fața ambasadei României din capitala Italiei.